Alfred Ariciul Detectiv. Copacul cu blană. Alfred, trezirea! Să ne grăbim! Ce este? Ce s-a întâmplat? Problema e că tu ești încă în pat. Trebuie să mergem la pescuit. Ai uitat? Trezește-te, Alfred! Ora 6:01. Tu știi cât e ceasul? Știu exact cât este ceasul. E timpul să mergem la pescuit. Milo, încearcă să te liniștești, te rog. Sunt sigură că peștii pot aștepta. Cine se poate relaxa când e vorba de pescuit? Avem soare, apă caldă, gustări delicioase. Haide să mergem odată. Haideți, prieteni. Grăbiți-vă. Milo, ce este? Vedeți ce văd și eu? Domnul Remy? Ce se petrece? Oh, te referi la asta? O nimica toată. Nu-i mare scofală, doar că am făcut o descoperire uriașă. Știi asta? Descoperire? Ce fel de descoperire? Am spus descoperire? De fapt, am vrut să spun că am găsit ceva extraordinar de important! Putem trece? Am deprins niște pești. Nu mi-e teamă că nu e posibil. Zona asta e considerată inaccesibilă și secretă. Dar ne ducem la pescuit. Nu și astăzi. Haideți, domnule Remy, aveți încredere în noi. Care-i secretul? Vreți să știți? Da. Chiar vreți să știți? Da! Ei bine, nu pot să vă spun. Cum? Scuze, mi-aș dori să vă pot spune. Chiar mi-aș dori. Dar momentan nu pot să spun decât că e cel mai mare secret care s-a pomenit vreodată în pădurea cu cioturi. Iar eu sunt cel care l-a descoperit. Eu, doar eu. Ar trebui să nu mai fac asta. Plecați de aici. Am mult de lucru înainte de sosirea expertului în copaci. Expertul în copaci? Uitați ce-am spus! Dar nu plecați! Ce se petrece? Și de ce ar trebui să consulte un expert în copaci? Cui îi pasă? N-ați uitat cumva adevărata tragedie? Nu putem merge la pescuit. Nu-ți face griji, Milo. Putem merge la pescuit. Grozav! Dar mai întâi trebuie să ne dăm seama ce se petrece. E serios de misterios. Și care e prima noastră mișcare? Ce ascunde domnul Remy? Să aflăm despre ce e vorba. Nu trebuie decât să arunc sandvișul ăsta delicios și vom avea diversiunea perfectă. Ei! Pastramă! Să mergem! Așteptați-mă! Ce s-a întâmplat? Sandvișul meu! Haide! Pastramă! Lasă sandvișul, avem de lucru. Wow! Asta ce mai e? Milo, fă o poză. Așadar, asta a descoperit domnul Remy. Parcă ar fi copaci cu blană. Copaci cu blană?
Nu cred! Priviți! Blana crește doar la înălțimea asta! Tu ce părere ai, Milo? Eu încă mă gândesc la sandvișul meu. La sandviș, dar ai încă un rucsac plin cu mâncare. Ai dreptate, trebuie să fie ceva aici care să-mi ridice moralul. Băieți, cum se poate ca unui copac să-i crească blană? Bună întrebare, o să iau o mostră. Primul indiciu, o substanță ciudată cu aspect de blană. Banană? Nu. Murături? Nu. O fi o nouă specie de mușchi, nu. Ce zici? N-aș fi prea sigur, dar dovada e în budincă. Ai budincă? Perfect! Ce a fost asta? E cineva acolo? Repede, să ne ascundem! Necondimentat? A fost pentru o cauză nobilă, Milo. Prânzul meu a fost cel mai bun prânz din viața mea. L-am gătit singur. Au! Rădăcinile astea mă zgârie. Priviți! Și ele au pățit ceva. Ciudat! Oare copacii sunt bolnavi și de asta i-or fi năpădit ciupercile? Nu știu, rădăcinile sunt acoperite de zgârieturi. Ăsta pare a fi indiciul numărul 2. Hei! Voi de acolo! Banana Hai, mea! Milo! Înapoi la sediu! Spuneți pastramă? Din câte îmi dau seama, asta e blana adevărată. Insectele astea? Am căutat peste tot și nu am găsit nimic despre un copac în care crește blană. Oare o fi o noutate? Să ne uităm la poze. Poate mai găsim un indiciu. Aceștia sunt primii copaci cu blană din lume. În poză se vede că blana crește doar până la acest nivel. Acestea sunt rădăcinile zgâriate. Poza asta cum a ajuns aici? Asta e ultima poză pe care am făcut-o cu domnul Remy. Stai, înapoi! Putem vedea fundalul mai îndeaproape? Priviți! Toți copacii cu blană duc spre lac. Așadar, cum mă ajută asta să-mi recuperez prânzul? Nu e vorba de prânz! Nu te mai scârpina! Mă scoți din minți! E un indiciu, nu-i așa, Alfred? Cred că da. Am găsit al treilea indiciu. Care-i legătura între cele trei indicii? Mă mănâncă foarte tare! E mult mai bine! Stați puțin! Milo, tocmai mi-ai dat o idee! Cred că mi-am dat seama. Vă rog, continuați-vă drumul. Nu aveți ce vedea aici. Ba mai mult, și când voi fi celebru, tot veți avea voie să-mi vorbiți. Scuzați-ne, faceți loc. A sosit expertul în copaci? În sfârșit. Voi erați. Prânzul meu. Nu! Nu v-am spus să stați deoparte până când va fi identificată specia de copac? Despre asta e vorba. L-am identificat. Ce ai spus? Glumiți, nu? Nu vă cred. O să vă demonstrăm. Urmați-ne! Am ajuns. Vă asigur că domnul Remy va fi foarte surprins. Uitați-vă la copacii ăștia. Au blană, dar n-a crescut pe ei. Da, ce să zic? E doar blană de elan. Elan? În perioada asta, elanii năpârlesc, își schimbă blana. Și când au mâncărimi, ei se freacă de copaci ca să se scarpine. De data asta, când s-au scarpinat, au pierdut o parte din blană.
Da, unele animale sălbatice se scarpină de copaci, mai ales primăvara când își schimbă blana. Se freacă de aceștia pentru a-și ușura suferința. Copacii sunt un fel de pieptene. Iar copitele au zgâriat scoarța de pe rădăcini. Așa e! Copacii care mărginesc cărarea spre lac sunt singurii cu blană pentru că azi e foarte cald. Toată lumea știe că atunci când le e cald, elanii se duc la lac să se răcorească. Aiurel, eu tot nu te cred! Convingeți-vă! Prea bine! A fost amuzant totuși, n-a fost decât o mare neînțelegere. Dar unde s-au dus cu toții? Desigur, în pădurea cu cioturi mai avem o minune, un super agent. De întârziere. Dar cine sunteți? Expertul în copaci. Expertul? E chiar în fața noastră. Domnul Remy a crezut că descoperise o nouă specie de copaci, dar nu a durat mult până Alfred a descoperit că elanii foloseau copacii pe post de pieptene pentru a scăpa înainte de a se răcori în lac de blana care le năpârlea.